Suntem în fața unui grajd pentru vaci de lapte. Avem în jur de 380 de vaci de lapte. În partea stângă avem vaci din rasa Holstein, iar în partea dreaptă observăm și vaci de lapte din rasa bălțată românească, tip simental. La ora actuală, ferma asigură cam 8.000 de litri de lapte pe zi, iar noi tindem în anii următori, prin modernizarea și investiția în construcția de noi grajduri, să ajungem undeva la 500 de capete de vaci de lapte și undeva să ne ducem spre 12-15.000 de litri de lapte pe zi. Din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai importante condiții ca un animal, ca o bovină, să fie performante? Deci, ca să vorbim de performanță, trebuie în primul rând să avem grajduri înalte, cum vedeți grajdurile acestea care s-au modernizat în ultimul timp, pentru că dacă nu avem spații aerisite, nu avem o igienă corespunzătoare și neavând o igienă bună și un microclimat corespunzător, sigur că ne duc spre pierderea producției de lapte.